Mi-aduc aminte, acum la început, de perioada neturilor. Câți dintre dumneavoastră vă aduceți aminte de perioada neturilor? Da? Era o perioadă așa, în clocot, foarte, foarte frumoasă. Mi-aduc aminte, lăsam orele de după amiază ca să ajung, să-mi fac timp să ajung la net, să îl văd pe Mark Finley, să văd programul acela evanghelistic. A mers foarte bine. Primele două seturi de neturi, hai, poate și al treilea, au mers foarte, foarte bine. Și au zis frații, hai să mai facem și al patrulea, și al următorul, și după aia s-a stins. N-a mai mers. Și stupoare, dezamăgire, cum? Că atunci a mers și... E de vină credința, e de vină eu știu ce, n-am făcut destule pliante, n-am făcut destulă reclamă și încercam să găsim tot felul de explicații. La unul dintre neturile acestea, mi-aduc aminte, vorbea Mark Finley, cred că în 96 era, momentul în care vorbea despre tradiționalism. Și prezenta el o ilustrație foarte interesantă, care mi-a rămas și acum în minte, despre Ecaterina cea Mare a Rusiei și despre țarul, care, un țar care a urmat după ea la mai mult timp. Și povestea el că țarul se plimba prin curtea palatului său și la un moment dat l-a văzut pe un gardian care stătea și păzea în cușca lui ceva. Și a zis, soldat, spune-mi și mie, ce păzești tu aici? Majestate, nici eu nu știu. Dar ăsta e ordinul. Nu se poate. Cum adică să ai ordin să păzești ceva ce tu nu știi? Hai să facem cercetări, să vedem de ce ți s-a dat ordinul ăsta ca tu să stai de strajă și mulți alții după tine să schimbă garda, să stea de pază aici, în locul ăsta. Nu mi se pare nimic strategic, nimic interesant. Și a făcut cercetări și și-a dat seama, a aflat că pe vremea Ecaterinei cea Mare era acolo o tufă de trandafiri foarte frumoasă pe care o adusese de undeva din Orient. Și de atunci dispăruse tufa de trandafiri, nu mai era nimic, dar ordinul era să se schimbe garda, să se păzească locul respectiv, pentru că așa este ordinul. Observați că lucrurile se schimbă. În viața noastră, în lume. Și aceleași lucruri care au fost relevante într-o vreme pot să fie total irelevante, chiar ilicite cu ceva timp mai încolo. Așa că s-ar putea de multe ori să vorbim despre misiunea bisericii, despre ucenicie, dar nu prea mai știm ce înseamnă asta sau nu am mai adaptat potrivit cu vremurile pe care noi le trăim nici ucenicia, nici misiunea bisericii. Atunci când Napoleon Bonaparte a pierdut ultima sa bătălie la Waterloo, a pierdut-o tot din cauza unui om foarte conservator, a zice chiar capsat, în urmarea ordinelor. E vorba de mareșalul Grouchy. Dacă dați un search pe Google, o să găsiți despre el. Era un mareșal onorific, așa cum sunt făcut și la noi mulți generali, Doamne ferește de un război, că unii sunt artiști, alții sportivi, dar nu au nicio treabă cu armata. Da? Deci au fost onorifici, făcuți generali. Și așa era și el. Nu știu de ce a ales în momentul acela atât de critic și atât de important al bătăliei, a trebuit să-și împartă armata în mai multe părți ca să lupte de o parte cu armata engleză și pe cealaltă parte să împiedice pe prusaci să facă fuziunea cu cealaltă armată, pentru că altfel ar fi trebuit să lupte cu două armate deodată. A fost genial, a fost un strateg foarte bun, dar aici a dat o îmbară. A încredințat comanda armatei unui om care știa doar să urmeze ordine, nu era creativ. Dacă ar fi dat lui Murat sau lui Ney, care erau niște generali pur sânge, căliți în lupte, care au dat bătălii de-a binelea, nu tresați așa la apelul de seară, s-a găsit să-i dea comanda lui ăsta. Și bineînțeles, misiunea lui era să-i urmărească pe prusaci.
Și asta a intrat lui în minte, că trebuie să-i urmărească pe prusaci. Bineînțeles, prusacii au fost foarte vigilenți, era și o ceață foarte deasă, au știut să se strecoare, să ajungă în spatele liniilor lor și să meargă pe altă parte. Și la un moment dat au auzit bubuiturile tunurilor ceilalți generali și au zis: mareșale, bubuie tunurile, împăratul are nevoie de noi. No, noi mergem pe aici, că prusacii vin din direcția asta. Mareșale, uite, s-ar putea să facem o mare greșeală în război, sunt multe lucruri care se schimbă și s-ar putea să trebuiască să schimbăm tactica, să ne adaptăm. No, marchons en canon. Și s-au dus tot în canon, unii după alții, până când au reușit să piardă bătălia. Și la un moment dat era atât de vulnerabilă această bătălie, încât fiecare armată, epuizată fiind, depindea de ajutorul celeilalte. Dacă englezii primeau primii ajutor, cum s-a întâmplat, au câștigat bătălia. Dacă o primeau francezii, atunci câștigau ei bătălia. Și bineînțeles că s-a întâmplat că au câștigat-o englezii, pentru că au venit prusacii și au unit armatele, au venit cu resurse, cu forțe proaspete și în felul ăsta Napoleon a pierdut războiul. Pentru că un mareșal a zis: lucrurile se fac numai așa și numai în felul în care gândesc eu. Și dacă se schimbă ceva, vorba lui Caragiale, să nu se modifice nimic în punctele esențiale. Da, cam așa gândim uneori misiunea bisericii și ucenicia. Trăim într-o epocă a lui cum să. Dacă vrei să te apuci de afaceri, numai dai un search pe Google și spun o grămadă de oameni cum să faci afaceri. Dacă pici în depresie, cum să scapi de depresie? Iarăși, găsești o mulțime de oameni care te pot ajuta. Dacă vrei să gătești o prăjitură, dai rețeta și îți apare cum să. Însă, noi ca ființe umane nu funcționăm după principiul cum să la nivelul absolut. Chiar activitățile noastre pot fi îmbunătățite uneori, pot fi schimbate chiar și atunci când faci o prăjitură. Vi se întâmplă să respectați întocmai rețeta și odată să vă iasă mai bine și alteori mai prost? Da! Nu știi de ce. Poate că ai lăsat un minut în plus la cuptor sau ai pus câteva grame în plus sau un minus un anumit ingredient. Tu respecti rețeta, hai să zicem, dar uneori îți iese mai bine, alteori nu ți iese. Oare atunci când vorbim de liturgică, de închinare, ne-a dat Dumnezeu niște rețete fixe în care să ne încadrăm și dacă ieșim de acolo se întâmplă un mare dezastru? Am studiat cartea Faptele Apostolilor și am constatat că nu există nicio rețetă cu privire la misiunea bisericii și cu privire la ucenicie. Există doar niște ingrediente amestecate în proporții diferite, folosite cu metode diferite. În Sfânta Scriptură nu o să găsiți cum se face un serviciu de închinare, de la cap la coadă. Găsiți ingredientele, că poți să ai cântare, rugăciune, mulțumiri, momente de părtășie, dar nu găsești cum să, nu găsești un tipic acolo pe care să-l urmezi ca la carte. Dacă vorbim de misiune, de asemenea, nu găsești o rețetă. Cum să facem ca oamenii să îl urmeze pe Dumnezeu? Găsești doar câteva ingrediente și câteva lucruri foarte importante pe care aș vrea să le subliniem în dimineața aceasta. În momentul în care Domnul Hristos era pe cale să se despartă de ucenicii săi, i-a dus în muntele măslinilor. Și ucenicii erau interesați de rețete. Doamne, când vine împărăția aia odată? Vrem să vină, uite acum. Și zice Mântuitorul: nu-i treaba voastră să știți soroacele și vremurile. Treaba voastră este în primul rând să primiți Duhul Sfânt, care să realizeze acea legătură între voi. Orice
organizație, dacă nu este bine articulată și unită în ceea ce face, fie că vorbești de biserică și firmă, deși sunt anumite principii diferite între biserică și firmă, da, unul dintre ele este principiul voluntariatului. La firmă poți să-l execuți pe celălalt, adică poți să-l dai afară, să-i tai din salariu, să-i dai anumite penalități pentru că nu face lucrurile într-un anumit fel, poți să ai pretenții de la el, să-i ceri un anumit nivel de calitate pentru prestarea serviciilor. La biserică nu poți să faci treaba asta, că e pentru Domnul. Și la biserică, dacă ies lucrurile stângaci, omul e voluntar. Na, nu poți să-i tai nici din salar, nu poți să-l tragi de urechi, că dacă le tragi prea tare, se supără și pleacă. Da, sunt diferențe. Dar cu toate acestea, există și similitudini. În momentul în care există unitate, există un spirit de grup, firma aceea sau biserica aceea merge mult mai bine, merg mult mai bine, pentru că transmit un mesaj. Pe lângă faptul că oferă ceva bun, oamenii își doresc să trăiesc în comunități care performează în ceva. Unele performează în căldură, în iubire, în atașament. Și unii oameni vor să fie acolo. Unele performează din punct de vedere profesional. Și oamenii vor să fie, unii dintre ei vor să fie acolo pentru că vor să crească. Mântuitorul le-a zis, uite, așteptați până vine Duhul Sfânt, adunați-vă, rugați-vă, faceți ca părtășia dintre voi să fie la cote înalte și după aia vă promit că lucrurile o să meargă foarte bine. Nu le-a dat nicio strategie. Le-a spus doar adunați-vă, fiți împreună și în momentul ăla o să vedeți că lucrurile încep să meargă. Și într-adevăr, după ce au venit din Muntele Măslinilor, spune cuvântul că au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, Fapte, capitolul 1, versetul 13 în continuare, unde stăteau de obicei. Erau Petru, Iacov, Ioan, Andrei. Cred că nu întâmplător evanghelistul Luca îi pune într-o anumită ordine. Cel puțin din două motive i-a pus în ordinea aceasta. Petru, Iacov, Ioan. Erau acel trio care nu lipsea niciodată din anturajul cel mai apropiat al Mântuitorului. Dacă citiți în Evanghelii, dacă ceilalți nu erau chemați la ceva, dar Petru, Iacov și Ioan erau întotdeauna acolo, lângă Mântuitorul. Nu mă întrebați de ce, Dumnezeu are și El preferințele Lui, este suveran. Da, oricât am vrea noi să fim de democratici, Dumnezeu este suveran. Așa a vrut El să ia pe Petru, Iacov, Ioan. Deci pe de o parte apar ei ca lideri. Apoi, Petru, Iacov, Ioan, Andrei erau oameni temperamentali. Noi ăștia mai pocăiții, dacă un om este temperamental, zicem că e nepocăit. Poate fi și nepocăit. Însă vreau să înțelegeți că în lucrarea lui Dumnezeu este de oameni, nevoie de oameni care să spargă ziduri, să rupă oase și să deschidă noi perspective și de alții care să strângă, să bandajeze, să aline. Pentru că dacă ar fi doar temperamental, ar fi război continuu, dacă ar fi doar din aia unși și foarte calm și foarte liniștiți, ai dormi, s-ar muri totul, că n-ai energie să faci lucrurile respective. Și observați că în lucrarea lui Dumnezeu apar și cei temperamentali și cei mai sceptici, mai gânditori, mai filozofi, mai apropiați spre alte sfere, da? Petru, Iacov, Ioan, Andrei, ăștia erau unii dintre ei, chiar spune, fii tunetului, da, Iacov și Ioan, fiii lui Zebedei, brișca la ei tot timpul. Dacă nu erai cu minte, zoro, da? Te rezolvau imediat. Și cu toate astea îi pune în frunte acolo. Apoi, Filip, sceptic. Doamne, arată-ne pe tatăl. Ești tu aici cu noi, dar noi avem rezervele noastre. Toma, o fi via Domnul, dar până nu văd eu, până nu pun degetul în coasta lui, na. Nu merge. Și observați că noi îi punem în categorii și spunem că e rău. Nu e rău să fii diferit. A fi diferit nu înseamnă întotdeauna să fii rău.
Dacă ești încăpățânat și o ții doar pe ta, atunci ai rău. Dar poți să folosești în lucrarea Lui Dumnezeu oameni diferiți în anumite puncte care pentru alții ar fi frustrante sau chiar enervante. Dă-i o funcție de birocrat unui om temperamental. L-ai nebunit, l-ai zăpăcit, pentru el e pușcăria asta. Dă-i unui om calm, liniștit, meticulos, unui melancolic, unul care stă așa și le pune toate. Pentru el e o plăcere asta. Că îi place să știe lucrurile într-o anumită ordine, să le aranjeze, are răbdare, are... Nu ai treabă cu el. Să simte ca peștele în apă, e în elementul lui. Petru, Iacov, Ioan, ăștia dinamită. Apoi, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon, Zelotul, și ăsta era revoluționar, da? Iuda, și așa mai departe. Ei, cum să faci biserică cu oamenii aceștia? Cum să faci misiune? Să-i aduci împreună și să facă lucrurile cum trebuie. În primul rând, e nevoie de două elemente. Coeziunea de grup și un scop comun. Și asta e valabil la orice organizație. Coeziunea de grup, legătura să fie îmbunătățită între oameni și să aibă un scop comun ca să nu se mai lupte între ei. Bă, și dacă nu-s de acord cu ăsta, în punctul ăsta îmi vine să-l mănânc în dinți. Bă, dar avem misiunea asta. Trebuie să o facem împreună. De aici câștigăm bani, de aici avem profitul, asta e, trebuie să mergem înainte. Și atunci nu mai sunt focalizat să lupt împotriva lui sau a lui sau a ei, pentru că eu am altceva mai important. De obicei, oamenii care se luptă pentru nimicuri n-au altceva mai bun de făcut. Da? Uitați-vă, oamenii care se luptă pentru chițibușuri din astea și în biserică, pentru o funcție, să fie, să dreagă, să... n-au altceva mai bun de făcut. Și singura lor metodă de a se valida este nimicul respectiv. Să iasă și el în evidență cu ceva acolo și să aibă relevanță. Noi toți am fost creați să fim relevanți. Și dacă nu avem ceva substanțial prin care să devenim relevanți, creierul caută tot timpul și chestii false, dar măcar printr-o tâmpenie să fiu relevant. Fac o trăznaie mare, să fiu relevant pe negativ. Da, fac scandal, bag zânzanie, critic, să ies și eu în evidență cu ceva. Mașinăria asta este o mașinărie care tot timpul caută sens. Dacă nu mai caută sens, înseamnă că ne-am tâmpit de cap. Dacă încă mai caută, înseamnă că lucrurile merg cumva bine. Dar el caută, asociază termeni, persoane, de ce fac lucrul ăsta, de ce fac lucrul ăsta. Și în misiunea bisericii tot timpul trebuie să ne întrebăm de ce facem lucrul acesta. Și s-au adunat, s-au rugat, au cântat împreună, au început să își mărturisească anumite lucruri pe care le trăiau, pe care le aveau unii față de alții. Și în ziua cincizecimii, spune cuvântul, erau toți împreună în același loc și s-a coborât Duhul Sfânt peste ei. După venirea Duhului Sfânt, aș fi așteptat ca apostolii să fie un pic mai ciopliți la vorbire, să fie cu minți, să rostească niște predici din alea eteriene, că nu le auzi nici la microfon, și să nu jignească pe nimeni, mai ales să nu jignească pe nimeni. Că dacă cumva atinge pe cineva, este o mare, mare problemă. Dar știți că n-am întâlnit astfel de predici? Uitați-vă la predicile profeților, la predicile apostolilor, să vedeți dacă găsiți vreuna leșinată sau lipsită de putere sau de incisivitate. Nu o să găsiți niciuna. Ba, din contră. Și cu ce începe Petru? Începe cu niște lovituri directe față de cei care l-au răstignit pe Iisus Hristos. Și până la urmă, oamenii au zis, da mă, noi am fost. Dacă o lua cu diplomații, cu chestii din astea ușurele, va fi zis, ăsta nici el nu știe ce vrea, nu prea convins de ceea ce spune, așa că merge mai departe tot pe șleaurile pe care le-am bătătorit până acum. Dar i-au zis, măi, prea ne-a zis-o pescarul ăsta. N-are el multă școală, nu știe foarte multă, multe limbi străine, nu știe ebraică, apropo, atunci, în vremurile acelea, ebraică era cam limbă străină pentru oamenii de rând. Se vorbea greaca coine, da? Și aramaica, care era un dialect sirian al ebraicii.
limbi semitice, dar doar pentru cărturari mai era familiară limba ebraică. În rest vorbeau greaca coine și vorbeau și aramaica, mai ciupeau și ceva latină, că erau romani pe acolo. Și în momentul în care le-a rostit predica aceasta, oamenii, ziceți, au rămas străpunși în inimă. Au rămas străpunși în inimă, nu să facă lucrurile ca până atunci. A zis, bă, până acum a mers prost. A mers pe niște chestii pe care noi le credeam bune. Dar primul element al unui lucru care este eficient este acela de a se îmbunătăți tot timpul. Și omul, când se întâlnește cu un mesaj care este autentic, zice, bun, și ce fac de acum înainte? Cu ce mă schimb? Dacă nu face pasul acesta, înseamnă că a fost așa, o sinfonie a absurdului. Ce să facem? Și a zis, uite, botezați-vă, pocăiți-vă, primiți-L pe Iisus Hristos în viața voastră și deveniți martorii Lui. Și spune cuvântul că în ziua aceea, după predica lui Petru, s-au adăugat 3.000. Nu știu cam cât sunt în Avangarden, câți oameni, câți locuitori, Marius, știi, așa cu aproximație? Cam 10.000. Ei, cam o treime din Avangarden, într-o zi, pac, la apă, botezați, frumos, toți credincioși. Ce s-ar întâmpla? Eu stau să-mi fac așa un scenariu în minte. Dacă într-o zi 3.000 de oameni s-ar hotărâ să se boteze, cine catechizează? Cine are grijă de ei? Să lege relații? Cine îi botează? Că nici să-i boteze și să botezi 3.000 de oameni, nu e o cifră așa de neglijat, nu? Dar asta ne arată că noi ne-am complicat foarte mult existența din dorința de a aranja lucrurile, de a avea o anumită ordine, de a avea o anumită coerență. Ne-am complicat atât de mult și toate apanajele pe care le-am creat acum mai mult ne încurcă decât ne ajută. Nu spun că sunt rele în sine, dar de multe ori apanajele astea create în jurul misiunii sunt mai mult de încurcat decât de descurcat. Cum arătau cei ce au primit propovăduirea și cum arăta misiunea lor? Că asta este foarte interesant. Cred că în Cartea Faptele Apostolilor avem o radiografie a stării Bisericii Primare prin câteva fragmente, câteva rezumate pe care evanghelistul Luca le face aici. Sunt mai multe versete în care el descrie viața bisericii. Și primul rezumat este în Fapte 2 cu 41 și în continuare. Zice, cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați în ziua aceea. La numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Deci observați că toate astea aveau ceva de părtășie, de relații între ei, care era pur și simplu contagios. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate deopște. Un pic cam utopică treaba asta, nu? Să ai deopște toate, mai ales în epoca asta individualistă. Hai să fim serioși, fiecare cu plăcinta lui și cu felia lui. Își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi și frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Observați că stresul lor nu era să adauge adepți sau să facă o obsesie din adăugarea de membri. Ei trăiau o viață frumoasă împreună, predicau cuvântul și cuvântul, să știți, că nu era atât de dogmatic precum este astăzi. Ei dogma o făceau la concilii. Da? Când se aduna conciliul din Ierusalim, bă, hai să discutăm dogmă. Dar nu predicau dogmă. Dacă vă uitați la Pavel, dacă vă uitați în epistole, da, că le scrie bisericilor. Dar în predicare, în predicile lor, pentru greci, pentru ceilalți, care era mesajul lor? Iisus. Despre cine a predicat Petru?
în predica asta de s-au botezat 3.000? Iisus! Petru, Iacov, Ioan, toți ceilalți vorbeau despre Iisus. Bă, nu putem să nu vorbim despre Iisus Hristos. N-aveți cum să ne cereți lucrul ăsta. Noi vorbim despre Iisus Hristos și despre ceea ce a făcut în viața noastră. Asta era mesajul. Uite viața mea, cum a fost înainte, uite cum este acum. Hristos să fie lăudat pentru ceea ce fac eu. Pavel și Sila în închisoare, nu? Nu s-au apucat să-i facă lui ăla catecheză acolo, să spună punctul 1, punctul 2, punctul 27, punctul 28. Nu! Pentru că el avea nevoie să-l primească pe Iisus. Și l-au predicat pe Iisus. Și s-au botezat chiar în noaptea aceea. Din câte văd în viața primei biserici, lucrurile erau mult mai simple, nu simpliste. Da? Erau mult mai simple, atât din punct de vedere a organizării, cât și din punct de vedere a dinamicii. Nu se blocau, bă, vrea să fie omul ăsta botezat. Nu, stai un pic. Hai să fim înțeleși. Dacă nu urmează 3, 5, 6 luni, la revedere. E o dorință de bine și asta, dar te frânează foarte mult. Și s-ar putea chiar să-l descurajeze pe un om să mai facă pasul botezului. Mi-aduc aminte, eram într-o biserică, nu dau numele, în vremea comunismului, se făcea examinare, dar așa, ca la poliție. Examinații în față, comitetul și pastorul în față la amvon, așa încruntați, n-a ziceți, cum e cu din profeții, din texte grele, de parcă folosește cuiva treaba și dacă mai are cineva din biserică ceva de calibru greu, nu? Întrebați-i să știe acolo, de parcă mântuirea înseamnă să știi. Mântuirea înseamnă și în primul rând să-L primești pe Hristos. Celelalte sunt adicții, adiționale, da, iertați-mă. Sunt adiționale. Dacă cunoști mai mult, foarte bine, dar dacă nu cunoști pe Hristos, n-ai nimic, nu poți vorbi de mântuire. Nu poți vorbi de mântuire acolo. Și observați că în viața bisericii, Hristos era în primul rând. Iar pașii următori, botezul, intrarea în biserică, era foarte simpli. Famenul etiopian, studia el acolo din Isaia, nu pricepea anumite lucruri și zice la un moment dat, mă, dacă mi-ar tâlcui cineva. Și Duhul Sfânt îi trimite pe Filip. Și ce înțelegi tu ce citești acolo? Păi nu prea pricep dacă mi-ar spune cineva. Păi uite, e vorba despre Hristos. Și începe să-L prezinte pe Hristos. Oh, gata, vreau să fiu botezat. Nu. Stai un pic, asta e dorința, da. Mai stăm un pic, mai așteptăm un pic. Nu? Uite apa. Ce mă împiedică să fiu botezat? Și l-a botezat. Și întreabă unii, așa mai scrupuloși și mai serioși. Dar în ce biserică a fost ăla membru? Și cine și-o da seama că ăla mai trăiește? Dar e treaba noastră? Întrebare. E treaba mea să fiu polițaiul fraților sau surorilor, să stau eu să văd unde merge, ce face. Dar n-am eu treabă cu asta. E problema lui cu Dumnezeu. Eu dacă îi prezint pe Hristos și el găsește Evanghelia, de aici încolo este responsabilitatea lui. Cum își trăiește viața asta? Că mai cere ajutorul, că îl mai sfătuiesc. Este cu totul altceva. Dar noi, aici, nu suntem păzitorii fraților noștri, vorba lui Cain. Da? Aici nu suntem păziți, nu trebuie să fim păzitorii lor. Când e vorba de relații, acolo trebuie să avem grijă, să fim alături de ei, când au oamenii nevoie. Și într-un alt rezumat aduce concluzia. Luca, mulțimea celor ce crezuseră o inimă și un suflet. Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obște. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus și un mare har era peste toți. Căci nu era niciunul printre ei care îți ducă lipsă. Toți cei ce aveau ogoare sau casele vindeau, aduceau prețul lucrurilor vândute și îl puneau la picioarele apostolilor. Apoi se împărțea fiecare după cum era nevoie. Și avem și exemplul lui Barnaba și alții. Și în alte rezumate se spune că lucrurile mergeau bine. De ce? Pentru că era o legătură puternică între ei și nu se cramponau de lucruri să le pună într-o rețetă. Creștinismul nu poate fi pus într-o rețetă. Toți cei care vor să-l pună într-o rețetă
cad în aceeași capcană a irelevanței. S-a încercat în Evul Mediu. Bă, vă facem creștini, cu sabia, nu contează, sau gata, l-am primit pe Hristos, toți creștini. Bun, care, cum e? Asta e rețeta. Zici crezul de nu știu câte ori, zici rugăciunea aia, accept și la revedere, gata, ne-am creștinat. S-ar putea să fiu un pic contradictoriu în ceea ce spun. Asta este o extremă. Însă, ceea ce au primit ei n-a fost Hristos. Aș vrea să înțelegem că ceea ce au primit popoarele când s-au creștinat n-a fost Hristos, a fost o rețetă de convertire, un set de canoane, un set de reguli inventate de oameni. Că dacă l-ar fi primit pe Hristos, creștinismul ar fi arătat altfel. N-ar fi fost atâtea războaie, n-ar fi fost atâtea crime, n-ar fi fost atâtea persecuții dacă l-ar fi primit pe Hristos. Să avem grijă, dragii mei, atunci când vorbim de misiunea și de biserici și de ucenicie, să nu facem din ele niște haine ale răutății, niște cutii care pun bariere între noi sau niște lucruri ridicole și irelevante. Asta trebuie să fie o luptă continuă. Mereu trebuie să ne actualizăm, mereu trebuie să luăm ceea ce este bun din ceea ce a fost, să găsim metode noi și întotdeauna să avem acea deschidere față de oameni. Pentru că altfel misiunea nu-și găsește niciun rost. Câștigarea de adepți este ca politica. Da, câștigăm adepți și atât. Însă Hristos nu vrea adepți. Hristos vrea ucenici. Hristos vrea oameni care îl iubesc și iubesc pe alții. Cred că de aici pleacă baza misiunii bisericii și de la ceea ce ne-a lăsat Iisus Hristos. Doresc ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie cu noi și să ne ajute ca în tot ceea ce facem să găsim relevanță și să slujească cuiva ceea ce facem. Amin.